În dimineața următoare, când m-am trezit, a fost ca un coșmar în care ziceam, Doamne, nu-i adevărat, nu nouă ni s-a întâmplat asta. Hristos a înviat, astăzi vrem să facem un episod despre povestea noastră și vrem să fie o încurajare pentru voi. Dumnezeu ne-a binecuvântat și în ultimii ani viața noastră s-a schimbat foarte mult, dar la începutul căsniciei noastre am întâmpinat foarte multe dificultăți. Ne-am căsătorit în urmă cu aproape 13 ani, timp în care am experimentat foarte multe situații care ne-au urcat și ne-au coborât din punct de vedere financiar, poate chiar și spiritual. În acest episod am vrea să vorbim puțin despre situațiile care au fost în viața noastră, mai puțin plăcute, dar care totodată ne-au întărit și ne-au făcut mai puternici. Imediat după ce ne-am căsătorit, după cum cei mai mulți vă aduceți aminte, în anul 2008 a venit o criză mondială care ne-a lovit foarte puternic. Toate visele noastre s-au năruit, locurile de muncă le-am pierdut și am ajuns într-o situație în care aveam datorii foarte mari, din care niciodată nu credeam că vom putea să mai ieșim. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să ne cumpărăm o garsonieră. O parte bună din căsnicia noastră ne-am trăit-o acolo. Am cumpărat când prețurile erau foarte mari și când am vândut-o, după mai mulți ani, am vândut-o nici la jumate prețul. Dar să revenim la criza mondială. Am ajuns în situația în care mergeam împreună cu Cristina și cu fratele meu la orice firmă, indiferent, nu conta în ce domeniu, mergeam cu CV-urile și încercam să ne angajăm pe orice post, orice salar și nu ne suna nimeni. Ca meniul să fie complet, am luat câteva țepe din partea unor persoane în care am avut încredere și fiind la o vârstă de 21 de ani și fără experiență de viață, am fost naivi, am crezut, am intrat în niște situații și mai grele care ne-au făcut mulți ani din viață să nu putem să avem nimic pe numele nostru. Efectiv, în România aveam doar buletin și tot ce dețineam trebuia să fie pe altă persoană. Îmi minte că la un moment dat căutam prin toți pantalonii, toate gecile, căutam mărunți ca să putem să mergem să cumpărăm pâine. Am ajuns în situația în care orice monedă găsită prin casă avea o valoare. Zilele treceau, situația era tot mai grea și rugăciunea mea era, Doamne, 20 de lei, atât am doresc, să reușim să rămânem cu 20 de lei într-o zi în care să putem să mergem să ne cumpărăm mâncare. Într-un final, cu greu am reușit să vindem cam tot ce aveam și am rămas cu o singură rată și în sfârșit mi-am găsit eu de lucru, cu un salar care acoperea cam 2/3 din rata rămasă, dar era totuși o bucurie că nu mai trebuia să împrumutăm ca să plătim rata. După o perioadă, mi s-a oferit un loc de muncă mai bine plătit la un magazin de încălțăminte. A fost perioada în care simțeam că în sfârșit răsare soarele pe cerul vieții noastre. Nu știam că urma să vină o binecuvântare și mai mare. Am primit un telefon de la firma Sto că au nevoie de șofer pe camion. Aș vrea să fac o paranteză. Șeful de la firma Sto, Andrei Nechita, este un om deosebit, un om dedicat lui Dumnezeu și dedicat celor din jur. Datorită lui am reușit în acea perioadă să ieșim puțin din impasul în care ne aflam. În a doua zi de muncă pe camion,
veneam dinspre Satul Mare, înspre Baia Mare și ziua aceea nu o să uit niciodată pentru că ne-a schimbat complet viața. A fost cea mai neagră zi din căsnicia noastră, dar despre asta o să vorbim într-un episod viitor, pentru că acolo trebuie să pregătim mai mult material. Dar pot să spun că în dimineața următoare, când m-am trezit, a fost ca un coșmar în care ziceam, Doamne, nu-i adevărat, nu nouă ni s-a întâmplat asta, fă cumva să dispară, pentru că situația în care ne aflam nu mai era una de domeniul financiar, ci o altă situație. Dar și aici Dumnezeu a fost de partea noastră și am reușit să trecem peste. Pe partea financiară începea să fie mai bine, pentru că acum aveam amândoi loc de muncă stabil, destul de bine plătit. Dar nu îmi găseam locul, să zic, în meseria aceasta și simțeam în adâncul inimii mele că Dumnezeu poate să ne pregătească ceva mai bun la amândoi. Și după 9 luni de muncă la firma Șto, s-a născut o nouă meserie. Cea de fotograf. Am participat la nunta unui prieten. Ca și paranteză din nou, îmi plăcea să fac poze, dar niciodată nu m-am gândit că poți să faci bani din asta, să trăiești din așa ceva. Și la nunta aceasta, cel care făcea pozele și filmările era Cristian Sfara, un prieten care m-a ajutat foarte mult în acea perioadă. Am discutat la nunta aceea despre meseria de fotograf și m-a impulsionat foarte mult, încât a doua zi după nuntă am vândut mașina și am cumpărat cu aproape toți banii un aparat cu obiectiv de la el. Să mai zici că nu ai soție supusă. Care i-a fost de acord cu așa ceva. Bineînțeles, Cristina, când a auzit cum adică vindem mașina și cumpărăm aparat foto, și eu ziceam, las că o să vezi, că o să pot să fac bani cu asta, dar au trecut 3 ani de zile în care nu am câștigat aproape nimic. 3 ani de zile în care am făcut ședințe foto gratis, pozam aproape orice, am citit manuale, cărți, am întrebat în stânga, în dreapta, am zis că plătesc, am zis la cineva, îți dau 100 de euro numai să văd ce programe deschizi, să mă uit la ele, ce faci, fără să-mi dai explicații, și nu au fost de acord. Astfel că a trebuit să caut în alte surse. Pe atunci se găsea mai greu material pe YouTube sau pe alte pagini cu tutoriale în domeniul fotografiei. După o vreme, Cristina a început să pună sub semnul întrebării meseria de fotograf și mă întreba, când o să câștigi bani cu asta? Eu tot investeam în paralel, încercam să schimb obiective, să îmbunătățesc ceva, să mai adaug la accesoriile camerei foto și banii nu veneau, nunții nu veneau, nu aveam nici un fel de sursă de venit pe partea aceasta. La începutul anului 2011 am făcut o rugăciune scurtă și sinceră înaintea lui Dumnezeu, în care i-am spus, Doamne, îmi doresc să fac asta ca și meserie, adică fotografia,
Dacă este voia ta, dăm să iau anul ăsta nunți. Dacă nu, le vând și n-o să mă mai gândesc la asta. După acea rugăciune, am luat 10 nunți în acel an. Și a fost un răspuns direct, un răspuns divin. A urmat o perioadă în care am muncit foarte mult. În timpul săptămânii lucram ca și șofer pe camion. În weekenduri făceam poze la nunți. După o vreme s-a alăturat și Cristina. La fel, în timpul săptămânii era la magazinul de încălțăminte. Iar în weekend era cu mine la nunți. Când ne-am întâlnit cu prima pereche de miri, am discutat detalii despre nuntă și mirele mi-a spus că ar dori să-și cumpere un anumit tip de cameră foto și când am auzit, era ceva mai profesional decât ce dețineam eu ca și fotograf de nunți. Speriat, am urcat în mașină. Am dat un telefon la o firmă din București care vindea aparatură foto și mi-am comandat următorul aparat, model de aparat, față de ce vrea mirele să-și cumpere pentru el. Doar că și de data asta a trebuit să ne vindem mașina. Aveam un Opel Astra din 94, benzină, consuma cât un Jeep și avea numărul HZE. Zenia, ziceam noi, era o mașină care a stors banii de pe noi, dar am reușit să o vindem și în ziua când a fost cununia civilă, la acea pereche, ne-a ajuns și aparatul foto. Pe drum, înspre casa căsătoriilor, Andrei, fratele meu, despacheta un aparat nou-nouț care nu știam nimic despre el. Nu știam cum se folosește, nu știam dacă e încărcat. Atunci l-am primit cu câteva minute înainte să pornim. Pe drum i-am zis la Andrei, pune-l pe auto, fă cum poți și acasă le edităm noi, să iasă bine. Am avut multe experiențe după aceea. Unele mai plăcute, unele mai puțin plăcute. Spre surprinderea noastră, a ieșit mai bine decât ne așteptam. La un moment dat nu mai făceam față și cu nunțile și șofer în timpul săptămânii, astfel că am rămas doar cu fotografia. Lucram zi și noapte pe editări. La un moment dat, Andrei a lucrat 10 ore pe o fotografie. Nu aveam cunoștințe mai nimic despre Photoshop și Lightroom. Camera video o închiriam pentru fiecare nuntă. Nu aveam atâția bani să o cumpărăm. Calculatorul l-am dat 50 de euro de la second hand, fără monitor. Monitor nu aveam, aveam doar un televizor și conectam unitatea centrală la televizor. Nu aveam masă de birou, nu aveam niciunde să o punem în garsonieră, dar și astfel îmi țineam tastatura și mouse-ul pe dulap jos. Vă imaginați cum stăteam ore în șir, în fund, pe covor, lângă mobilă și editam pe un televizor. Viața noastră începea să prindă contur. Mergeam tot mai mult la nunți. La un moment dat mi-am pus pata pe un Audi din 99, un Audi A6, l-am găsit pe internet în Italia. Costa 1600 de euro. Am stat 3 luni de zile să ne gândim dacă să dăm așa de mult. Să ne gândim. Dacă să dăm așa mulți bani pe o mașină. 1600 de euro însemna pentru noi o avere. A trecut prima lună, am renunțat la idee. A trecut a doua lună, am intrat înapoi să văd dacă mai e mașina acolo.
era tot acolo. După 3 luni am stat din nou la discuții cu Cristina. Aveam nevoie neapărat de o mașină mai bună. Mergeam destul de des în Austria și mașina cu care mergeam noi se strica după fiecare drum. Odată am venit acasă la una dintre nunți. S-a stricat ceva acolo la partea electrică, astfel încât am venit o noapte întreagă fără curent, fără faruri, și Cristina ținea o lanternă pe geam ca să văd mijlocul drumului. Pentru că era noapte. Știm că a fost o nebunie să nu faceți așa ceva, doar că noi eram disperați pentru că nu ne permiteam niciun fel de cheltuială extra. Și ne-am făcut curajul să dăm un telefon în Italia, să aflăm mai multe informații despre acel Audi. Un prieten se afla la Roma în acea perioadă cu soția lui. L-am rugat să meargă să vadă mașina. Și dacă stăm să ne gândim, o mașină care era de 3 luni la vânzare, putea să fie o mașină cu probleme, cu defecte, dar nu conta. Doream foarte mult să o cumpărăm, astfel că împreună cu Corneliu Popan am luat un bilet, am luat bilete de avion și am plecat la Roma. Am ajuns noaptea, am văzut mașina sub lumina de la stâlpii de pe drum. Mi-a plăcut foarte mult și a fost o mașină foarte bună care nu ne-a dezamăgit. Deși a stat așa mult pe internet, mașina a fost foarte bună. Dumnezeu ne-a binecuvântat și nu am avut probleme cu ea. Aceasta este doar o mică parte din tot ce am întâmpinat în cei aproape 13 ani. Ce vrem să vă transmitem e că Dumnezeu e la cârma vieții și atât timp cât vă încredeți în El, El poartă de grijă. Chiar dacă perioada e mai scurtă sau mai lungă, Dumnezeu răspunde totdeauna la timpul potrivit. După atâția ani de muncă, am reușit să ne plătim toate datoriile, să ajungem la zi cu situația financiară. Am reușit să ne cumpărăm aparatură foarte performantă, care nici nu visam vreodată. Dacă mă gândesc acum, doar body-ul de la o cameră este la preț dublu față de cât era acel Audi pe care ni-l doream. Ne dăm silința de fiecare dată în proiectele în care suntem implicați, la nunți sau videoclipuri, să facem tot ce putem noi mai bun. Sperăm că povestea noastră v-a încurajat și nu uitați, întotdeauna încredeți-vă în Dumnezeu. Dacă pentru noi luminița de la capătul tunelului părea nici să mai existe, nici cât un fir de nisip, totuși Dumnezeu a adus zile însorite în viața noastră. Vă mulțumim că ne urmăriți, vă mulțumim că sunteți într-un număr așa de mare. Nu ne așteptam ca în 10 zile să ajungem la 1000 de abonați. Dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în casele voastre și nu uitați, fără frică. Ne vedem data viitoare!